Barurile, restaurantele și cantinele vor trebui să ofere în mod gratuit apă potabilă clienților care cer acest lucru. Haideți să vedem ce părere au antreprenorii, dar și clienții despre această nouă lege. Apa poate dispărea de pe nota de plată a restaurantelor. O nouă lege îi obligă pe antreprenori să le ofere clienților care cer acest lucru apă fără niciun ban. Și companiile de catering vor fi nevoite să le pună la dispoziție apă potabilă celor care vin să își ridice singuri comenzile. O antreprenoare din Timișoara spune că în localul ei apa servită gratuit este o normalitate de multă vreme. Mi se pare o normalitate, am mai făcut acest aspect. La orice solicitare am onorat-o și în special am întâmpinat situația asta cu turiștii. Ce fel de apă le oferiți clienților? Și vreau să vă mai întreb un lucru, nu vă afectează cumva vânzările, că ar fi mult mai ok probabil să vindeți o sticlă de apă decât să o dați gratuit? Nu ne afectează, deoarece se cerea ca și produs complementar, omul deja comandase o băutură și solicita o apă ca și produs complementar și ofeream băutura îmbuteliată, ceea ce folosim și pentru personal. În rândul clienților, părerile sunt împărțite. Unii cred că această lege este un praf în ochii electoratului. Să redeschidem fabricile, să dăm de lucru oamenilor și să producem chestii românești ca să avem o economie de producție, nu de consum. Asta mi se pare mult mai important decât să cumpărăm electoratul cu apă. Apa am acasă, gratis. Așa ceva se ocupă ăștia în Parlament? Cu o să dea apă gratis? Nu știu ce să zic. Da. Practic, ce să zic? E ok, da. Mi se pare o lege prea banală pentru cei care ne conduc? Da, mi se pare destul de banală. Cred că avem mult mai multe de rezolvat decât să primim o apă gratis. Păi cere un pahar de apă? Da, dacă e în vigoare, da. Mi se pare o chestie super ok. Unii timișoreni consideră de bun augur această lege pentru că, spun ei, prețul unei sticle de apă la restaurant este nejustificat de mare. Mie mi se pare că ar trebui aprobată această lege pentru că este apă până la urmă. Și plus, de obicei, în restaurante prețurile pentru apă sunt destul de mari, adică nu justifică ce cumperi. Proiectul de lege a primit vot favorabil în Camera Deputaților. Legea urmează acum să ajungă la președintele țării pentru promulgare.